Noi suntem plante cu suflet. Clorofila este extrem de asemănătoare compoziția sângelui. Diferă practic două elemente chimice între sângele nostru și sângele plantei. S-au făcut studii și s-a demonstrat că dacă o persoană consumă foarte multe sucuri verzi pline de clorofilă, crește nivelul energetic cu 30-40%. Pentru că asimilează foarte ușor energia din clorofilă, o trage în interior ca într-o mini-baterie și o asimilează în energia lui, energia proprie. Și va crește vitalitatea lui, vitalitatea generală. Și trei, ajung la subiectul cafea. Ne mascăm oboseala cu cafea. De ce să nu ne dăm șansa? Nu, să nu dăm șansa corpului, ca în momentul în care corpul ne spune mi-e somn, nu mai pot, să nu mai iau o cafea în plus, că mai am determinat proiectul, ci pur și simplu să dorm. Bine v-am regăsit la un nou episod de podcast BZI, sunt Viorela Dimic, gazda acestui podcast. Astăzi discutăm cu Daniel Drăgan, este maestru în acupunctură coreană medicală și specialist în acupunctura Meizen. De asemenea, lucrează foarte mult cu pacienții sau clienții săi, că ne spune el cum e mai corect să îi zicem, și pe partea spirituală, și afirmă că toate suferințele noastre și toate bolile vin de la alimentație, respectiv trebuie să avem mare grijă ce mâncăm și cum mâncăm. Eu îi spun bun venit lui Daniel și sper să te simți bine în studioul nostru și să avem o discuție cât se poate de frumoasă, dar și de utilitate pentru cei care urmăresc, pentru că, din punctul meu de vedere, sunt multe lucruri inedite pe care tu ne le poți spune în cadrul acestei discuții. Așa e, mulțumesc mult pentru invitație, mulțumesc. Cu cel mai mare drag. Cine este Daniel Drăgan? Te-ai gândit vreodată cum să răspunzi la această întrebare? Întrebare complicată pentru un răspuns complicat, pentru că nu mă identific cu titulaturile, niciodată mi-a plăcut să mă identific cu ele, dar evident în spatele lor stă multă muncă, dar în principal sunt tată. Mm-hmm. 5 copii, pentru ei lucrez, pentru ei muncesc. Da, am trecut prin foarte multe domenii de formare profesională. Domeniul de suflet pentru mine este acupunctura, studiile medicale asiatice, orientale. Și practic asta mă definesc în activitatea mea. Și relativ mai nou, dacă relativ în 25 de ani de experiență, să zic, în ultimii 10 ani m-am axat mai mult pe nutriție și pe partea de vindecarea traumatismelor emoționale. Pot să spun că acești ultimii 10 ani mă definesc pe mine mai mult în activitate. Chiar alimentația este unicul medicament despre care trebuie să ținem cont? Sau este în general un medicament pentru corpul nostru? Da, și nu sunt singur. Au mai fost și alți medici celebri în antichitate care au spus că hrana ne este aliment, ne este vindecare, ne este medicament. Dar mizez foarte mult și pe vindecarea traumatismelor emoționale. Pentru că și acolo e practic, haideți să spun că dacă alimentația este vârful icebergului, aș spune că partea ascunsă din apă este partea emoțională. Și de foarte multe ori pot să duc un pacient până la aproape la perfecțiune, la limită cu alimentația, să aibă alimentația aproape perfectă, dar dacă nu-și vindecă și partea emoțională, partea ascunsă, încă mai are de lucrat. Acolo e focarul, e nucleul suferinților care în final se somatizează și îl duc la patologii pe parcursul vieții. Tu cum îi numești pe oamenii care vin la tine? Clienți sau pacienți? Cine sunt ei? Sunt oameni. Sunt oameni și nu e nici client, nici pacient. Nu știu, nu mi-am definit o titulatură pentru ei. Și vă spun că îi simt oameni pentru că nu pot să spun că din păcate e o realitate, îi și atrag și după patologiile pe care eu le-am avut și le mai am și mi s-a întâmplat sincer de multe ori chiar să mai văd și eu câte o lacrimă cu ei. Mm-hmm. Mi s-a întâmplat des în momentul în care își încep să-și expună problemele, suferințele, de unde a pornit, ce traumatisme au avut, ce au dezvoltat, de exemplu, patologii inflamatorii, mi s-a întâmplat și mie să mai văd o lacrimă pentru că mă identific și atunci sunt oameni în fața mea. Care sunt cele mai, cu ce patologii cel mai des se adresează oamenii la tine? Cu ce patologii vin? Dacă ar fi după ei, ar veni cu tot, cu toate. Dar, după cum spuneam, atrag mai mult ceea ce am avut eu și am avut o listă impresionantă de patologii inflamatorii.
practic acolo e suferința mea de bază și după care m-am șlefuit și pe parte profesională. Prin urmare, în ultimii ani mi s-au adresat mie și soției mele, pentru că lucrăm împreună, cu patologii inflamatorii, în special patologii articulare. Mm-hmm. Poliartrit, artrit, boală reumatoidă, gastrită, colită, rectocolită, etc. Cam tot ce înseamnă inflamație în corp. Mm-hmm. Și, din păcate, 70% din populația modernă suferă de boli inflamatorii, chiar dacă pornește și debutează cu o simplă balonare și atât. E deja început de boală inflamatorie. Ce ar însemna mai exact acupunctura coreană medicală? Da, e complicat. Dar pe subiectul ăsta discutăm ore și ore. Am studiat cam 25 de ani acupunctura și acum am de studiat în domeniul ei. E un sistem de practici, n-am o definiție generală, știți că nu ni s-a predat o definiție generală, e un sistem de practici care implică lucrul, într-un fel, pe parte emoțională, mentală, energetică și fizică cu pacientul, cu diverse mijloace sau dispozitive, ace, emoție, energie a medicului pentru obținerea unei stări de bine. Nu pot să spun ca a sănătății, dar unei stări cât mai bune a pacientului. Îmi spuneai înainte să începem acest interviu că practic toate bolile pot fi vindecate prin această metodă. Aproape, da, aproape. Pur teoretic toate. Și am văzut la mentorii mei, la profesorii de la Moscova, că aveau niște cazuri extraordinare care mi-ar fi frică, practic mie, să mă ating de ele. La ce te referi? Scleroză în plăci, boli genetice foarte grave, cancere. Am refuzat, sincer, să lucrez cu astfel de cazuri, pentru că întotdeauna am văzut interacțiunea între pacient și medic ca o interacțiune energetică. Și e un aspect pe care îl expun și pacientului. Gândește un pic că tu ai o anumită forță a bolii, a patologiei, a dezechilibrului în tine, cotată poate cu 100 de puncte. 100 de unități de forță negativă. Eu, ca medic, ca terapeut, am poate o forță de 60-70, poate sunt mai slab decât boala, decât informația negativă pe care tu o ai. Și atunci, sincer, nu sunt făcut, nu mi este dat poate de Dumnezeu să pot să lucrez, să fac față la informația pe care tu o ai. Dar am cunoscut medici la Moscova, extraordinar de puternici, care într-adevăr puteau să abordeze aproape orice patologie. Mm-hmm. Și aveau succes. Deci ține foarte mult inclusiv și de pregătirea energetică a medicului? Da, foarte mult. Deci practic și energia medicului îl vindecă pe acel pacient. Sunt niște reguli, au fost niște lecții speciale spuse la Academie. Fiecare medic trebuie să aibă o anumită stare, un anumit echilibru în momentul în care lucrează pentru a avea maximul de rezultate pe pacient. În China, când am fost, și o poveste oarecum cunoscută, mi se spunea clar că noi astăzi, ca practicanți de acupunctură, nu mai avem forța medicală, energetică, pe care o aveam acum 100 de ani. Cei de acum 100 de ani nu mai aveau forța de acum poate 1000-2000 de ani. În ce în ce mai slab suntem. Era cunoscut cazul unui băiat într-o familie de medici acupunctori cu tradiție de sute de ani, care a refuzat să meargă la academie la ei în Shanghai să practice acupunctura. Și ca motivație a spus așa: mamă, tată, eu nu mai simt energia cum urcă pe ac. Știu că bunicul meu îmi povestea cum urcă energia, o simțeam, o palpam cu mâna. Eu nu mai pot, nu mă simt suficient de bun, nu mă mai ridic la înălțimea pretențiilor în această meserie, în așa fel încât aș vrea întâi să mai practic tai chi chi cu meditație, să-mi rafinez energia și doar după aia consider că pot să fiu suficient de bun în domeniul acesta. Cam așa se discuta pe vremuri. Doi, acupunctura, să știți că e considerată a fi o practică inferioară, de rang inferior, pentru că principala formă de terapie în China era, de fapt, lucru direct cu palmele, cu degetele. Deci influențarea prin aplicarea degetelor pe meridiane și nu cu acul. Ne-a slăbit energia noastră și atunci suntem obligați să folosim acul. Dar inițial, ancestral, noi, de fapt, foloseam aplicarea directă a degetului pe puncte de acupunctură, pe puncte energetice, pentru că era mai puternici. Am slăbit spiritual. De asemenea, vorbind despre alimentație, ai și aici o cu totul altă abordare
și strategie și îndemni oamenii care se adresează la tine să mănânce cât mai aproape de dieta omului paleolitic. Da. E un subiect vast. Țin și programe de mentorat pe acest subiect. Ideea este că noi am fost formatați, suntem formați genetic, practic, purtăm în codul nostru genetic un anumit tip de alimentație și de la care, din păcate, ne-am îndepărtat. Aproape 2 milioane de ani noi am consumat vegetale crude, germeni, fructe mici, acre, nu cum sunt cele de astăzi, încărcate în fructoză foarte mult. Am făcut foame, cum se spune, am postit, alergam foarte mult, alergam după animale de pradă, din păcate, nu prea reușeam să le prindem. Posteam foarte mult, rar prindeam, de exemplu, o carcasă de animal, eram necrofagi, vă spun sincer, asta e adevărul, rar prindeam o carcasă de animal și consumam organe, nu carne, organe, e o diferență foarte mare în compoziție. Noi toate lucrurile astea le-am pierdut. Cam de 10.000 de ani suntem agricultori, am trecut pe consumul de lapte, cereale, grâu și alte cereale. Alimentația ni s-a modificat, ne-am făcut foarte mult rău, dar noi încă nu ne-am adaptat la așa ceva. Dimpotrivă, avem o adaptare negativă, noi ne distrugem practic în alimentația aceasta pe care noi o avem de vreo 10.000 de ani. Și mai rău, poate în ultimii 50 de ani, la nivelul Europei sau al lumii moderne, și mai mult folosim alimente procesate, zahăr în cantități industriale, pot să spun, dulciuri, uleiuri rafinate, suprarafinate și toate astea provoacă practic o distrugere a metabolismului, a proceselor bune la noi în corp. Nu suntem făcuți să consumăm alimentele acestea din ultima 50 de ani, poate sau de 10.000 de ani. Mm-hmm. În programele mele, dacă am trecut o persoană pe dieta omului de paleolitic, se întâmplă, pot să spun minuni, dar se întâmplă modificări în metabolismul lui și efectiv îl repară. Corpul este făcut să se repare. Noi doar îl blocăm din alimentația noastră, care nu este ok. Îl blocăm. Haideți să lăsăm, să dăm voie corpului să se vindece, să se regenereze, dar dându-i doar alimentația și hidratarea corectă de care avem nevoie. Îmi spuneai că se întâmplă minune atunci când un om practică această alimentație, asemeni omului din paleolitic. Ce minuni se întâmplă mai exact? Omul are mai multă energie, omul scapă de anumite patologii, se simte exact, mai bine. Exact. Un program nu întreb cu ce problemă vii. Bine, e o discuție separată și despre asta, dar în program au intrat oameni care erau în căruciuri cu rotile. Au intrat oameni care nu puteau să facă mișcări de bază cu mâinile din cauza durerilor articulare, din cauza poliartritei. Am persoane care, de exemplu, la 70 ceva de ani au reușit să urce 5-7 etaje cu greutate în mână, pe scări. Și înainte nu reușeau decât un etaj, poate să-l urce, sau cu liftul. Persoane care au scăpat de constipație, este regulă, vă spun, toată lumea slăbește. Mm-hmm. La mine, în general, vine lumea, dar e un subiect auxiliar, vine lumea că aș vrea să slăbesc. Bun, da, înțelegi, conștientizezi că a slăbi e, de fapt, urmarea unui metabolism bun, corect, pus la punct? Da. Păi atunci, haideți să lucrăm la metabolism. Și începem să reparăm asta și ca o consecință benefică ai să ai și kilogramele bune. Niciodată pe mine, așa cum sunt acum, nu am aplicat în ghilimele un program de a slăbi, un program alimentar ca să am kilogramele bune. Dar având un metabolism bun, accelerat, bine pus la punct, da, efectul este cel care îl vedeți. Cum activăm metabolismul? Începem cu apă. Așa. Apă, în special dimineața pe stomacul gol. E un anumit program de hidratare, pentru noi suntem deshidratați. Cam 15 ani am dus un program foarte strict de alimentație. Uh-huh. Alimente crude, salate, germeni, polen, superalimente, etc. Mi-am dus sănătatea până într-un punct. Nu am reușit să se depășesc un anumit prag. Și ce am descoperit la un moment dat? M-am deșteptat deodată. Că eram deshidratat. Uh-huh. Consumam sub 2 litri de apă pe zi. Din momentul în care am început un program de hidratare și am început să studiez apa la nivel extensiv, am făcut 20 de pași înainte. Pot să spun la ora actuală că apa, consumul de apă este mai important pentru noi și pentru sănătatea noastră decât a avea o alimentație aproape perfectă. Așa. Dau din exemplu, eu care am la 30 de ani diagnosticată reumatism poliarticular, acut, poliartrită, etc.
în zilele în care, de exemplu, mănânc și fac greșeli alimentare, dar mă hidratez corect, nu am, de exemplu, agravări ale durerilor articulare, comparativ cu zilele în care beau suficientă apă, dar mănânc mult mai prost. Prin urmare, când am tras linia, cam după 15 ani de experiență, pot să afirm că hidratarea la noi, o hidratare corectă și cu apă de calitate, e mult mai importantă aproape decât alimentația. Foarte curios. Ce alimente nu ai mâncat niciodată? Pentru că îmi spuneai că niciodată nu ai băut o cafea, de exemplu. Da, niciodată n-am băut cafea. Am gustat, cred că undeva pe la 18 ani am gustat un pic de cafea, nu mi-a plăcut gustul, dar nici nu m-a atras. Sunt adeptul și militez ca fiecare persoană să-și cunoască limitele energetice, limita oboselii în fiecare zi, în așa fel încât să nu trăiască într-o oboseală continuă între două cafele, dacă înțelegeți. Noi suntem, pe lângă faptul că suntem deshidratați cronic, suntem și într-o oboseală cronică. Noi dacă ne păcălim cu cafea, noi suntem în oboseală cronică. E o teorie complexă pe care am predat-o în cursurile de taoism, în care explicam de unde avem noi energia vitală. Dacă pot și acum într-un minut, două, ar putea sigur, să spun. Sigur, avem timp. Ca subiect, cei care sunt implicați în subiectele acestea, în taoism, etc., cunosc subiectul și în linie mari cam e următorul. Noi primim energia noastră vitală de la părință în momentul concepției. Primim, chinezii numesc undeva 365 de unități de energie. Respectivele unități de energie ne sunt stocate la nivelul suprarenalelor, deci la nivelul rinichilor și în special la nivelul suprarenalelor. Noi avem, practic, la nivelul suprarenalelor ca un fel de bancă, de poate chiar cu bani, din care noi avem dreptul pe perioada vieții să cheltuim în fiecare zi o anumită sumă de bani sau o anumită unitate de energie. Problema este că noi dacă o consumăm mult mai repede, adică dacă avem o viață, cum ar spune creștinismul, de desfrâu. Asta este adevărul. Adică suntem implicați în activități, mă rog, poate cu mai de procreere, consumăm alcool, nu dormim, să spun, mâncăm foarte mult, avem o stare emoțională ne la locul ei, nervi, tristețe, toate lucrurile astea trag din energia noastră vitală. Deci mănâncă energia noastră vitală. Cel mai mare și cel mai mare consumator din energia noastră vitală este partea sexuală. E cunoscut asta în toată Asia. La ce te referi mai procreerea, exact? Procreerea taie foarte mult, foarte mult din jin, din energia vitală la femei. Iar la bărbați e vorba de descărcare sexuală. Urmează apoi bolile inflamatorii, care este un extraordinar de puternic, sunt extraordinar de puternice, sunt factori care descarcă energia noastră vitală și apoi faptul că nu dormim. Sunt factori foarte puternici. Din păcate, noi acum suntem obișnuiți să ne mascăm oboseala prin cafea. Și ce se întâmplă când noi consumăm cafea? Noi nu primim energie chimică, biochimică din lichidul respectiv, din cafea, ci noi practic ne împrumutăm de la rezervă, de la bancă, din energia noastră vitală, din jing, și mai scoatem câteva unități. Noi ne-am terminat poate pe astăzi 100 de unități de cheltuit și suntem poate obosiți la pragul de a dormi, de a încerca să dormim, dar nu dormim, ci luăm o cafea, mai împrumutăm 20-30 de unități și le mai cheltuim. Dar lucrul ăsta se întâmplă zi de zi. Și undeva la 35-40 de ani vedem că începem să îmbătrânim accelerat. De ce? Pentru că jingul nostru, energia noastră vitală e consumată excesiv. În loc să mai avem poate 200 de unități la 30 de ani, avem poate 150 de unități. Și se întâmplă un fenomen. Corpul e foarte bine structurat. Creatorul nostru a știut ce a făcut cu noi, clar. Începem să pierdem, practic, controlul asupra periferiei noastre. Nu mai avem suficientă energie pentru sistemul nervos, pentru membre, nu mai avem suficientă energie pentru a cheltui pe relații sexuale, deci scade potența, de exemplu, apare menopauza, andropauza, pentru că sunt cheltuitoare foarte mari de energie. Și corpul știe că are nevoie să-și focuseze energia vitală, care deja începe să fie în declin, doar pe susținerea funcțiilor vitale, de bază și atât. Și atunci bătrânii ce fac?
nu mai au potență, nu mai au acuitate vizuală bună, nu mai au nici pofte, pentru că, apropo, și poftele sunt cheltuitoare foarte mari de energie, sunt limitați ca funcție doar la funcții vitale și atât. Mm-hmm. Asta este teoria generală a Jungului din Asia. Și tot bazat pe această teorie, că foarte multe întrebări am primit legat de subiectul ăsta, de ce în Asia femeile procrează la vârste foarte mari și nu intră în menopauză? De ce? Pentru că menopauza este o patologie. E o boală dată de lipsa, de scăderea energiei vitale. Noi, mă, normal, la un 45, 50, 55 de ani, ca femei, ar trebui să fim pline de vitalitate, să avem suficientă energie încât corpul spune, a, ok, încă mai am rezerve, încă mai pot da naștere, mai pot procrea încă un copil. Dar la 35-40 de ani deja corpul spune, sunt la limită, mi-am epuizat jumătate de baterie. Cum mai pot susține o sarcină consumatoare de foarte multă energie? Cum mai pot să mai dau naștere unui copil? Tai din rezerve, tai din poftă și pun organismul practic în stand-by, menopauză. Dar e o boală. E o boală dată de epuizarea resurselor energetice. În același timp, femeile din Asia și arată mai tinere până la o vârstă destul de înaintată. Sunt foarte multe exemple cu femei de 50 de ani care te uiți la ea, zici că are 25. Exact. Când am fost în China și am stat la mănăstiri în munții Wudang, mănăstiri Shaolin, se toarnă filme cu zburători, nu știți cum se spune. Am stat acolo mult. Am fost la un program de cultivare a longevității, a vitalității. În domeniul ăsta am lucrat cu abatele, cu mănăstirii. Am cunoscut femei în China, cred că 60-65 de ani, cu copil de câțiva ani lângă ele, munceau pe munte și nu venea să crezi. Și făceam calculul, minte repede, doamne, de la cât? Da, la 50 ceva de ani sigur a născut. Deci așa vedeam. Așa mișeau mie calcule și lor li se părea normal. Dar nu aveți idee ce mâncau, cum munceau, ce exerciții făceau. Lucrau în fiecare zi. Dar ce mâncau și... Rădăcini, germeni, apă foarte multă, puțin mâncau, e foarte important. De câte ori pe zi? Mâncau cam de 2-3 ori, dar mâncau în fereastră alimentară, echivalentul postului intermitent, care noi îl cunoaștem. Adică deci duceau... la ore fixe? Da. La asta te refer. Da. Mâncau prima masă cât mai târziu, se hidratau foarte mult, aveau 2-3 mese pe parcursul zilei, totdeauna mâncau germeni. Germene mung, fasole mung, erau încolțiți foarte frumos, bine, îi căleau foarte puțin, mâncau o mâncare foarte crudă, rădăcinoase foarte multe și restul activitate. Și seara undeva pe la apus făceau exerciții, tai chi, qigong, etc. O viață super. Nu mai zic. Lumea spune, da, poluare multă. Și da și nu. Să știți că în China, când am fost pe la 3.000-3.500 de altitudine, îmi spuneau de acolo călugării nu cumva să bei apă de la noi din izvor fără să o fierb, să o filtrez. Pentru că era poluată pânza freatică. Că multă lume spune, da, vedeți că erau 3.000 altitudine, nu era poluare. Să știți că era poluare. Se vedeau nori de la orașele industrializate care se vedeau în îndepărtare de pe munte. Deci nu e totul poluare, e modul de viață, hidratare, alimentare. În mod normal, cât ar trebui să trăiască un om? Sau, pentru că tu spuneai mai devreme că în momentul în care suntem concepuți, primim energia vitală de la părinți. Da. Avem energie pentru câți ani? 125 de ani genetic suntem acum, dar am fost programați mult mai mult să trăim. Am ținut acum ceva ani cursuri de longevitate. A fost un subiect foarte bine primit și pe cât de bine primit a fost, pe atât de repede s-au lepădat de el. De ce? Pentru că longevitatea implică, după metoda taoistă, implică anumite restricții. Noi am putea vedea restricțiile respective ca o formă de penitență. E vorba de control energiei sexuale, e vorba de meditație, e vorba de rugăciune, de alimentație cât mai naturistă, plină de vitală, plină de principii active, enzime, vitamine, etc., hidratare corectă. Și când trag linie, mie cursanții spuneau, ok, cursul e fenomenal, dar unde mai e plăcerea mea? Unde mai e plăcerea de a trăi, de a mânca, de a... Și nu vreau să continui. Având în vedere că cam totul vine de la creier, de ce oamenii sunt obișnuiți cu un regim de viață cu multe obiceiuri dăunătoare, dar nu s-au obișnuit cu un
stil de viață cât se poate de sănătos. De ce oamenii sunt atrași de ceea ce le limitează energia vitală? Noi ne-am născut în Europa și în lumea modernă cu aspirina pe noptieră și cu antibioticul. Ei în China sau în Asia s-au născut cu ierburi, cu ginseng, cu acele de acupunctură. E total altă lume, altă filozofie, alt mod de a vedea viața. E vorba de educație. Educația. Noi suntem victime ale obiceiurilor alimentare transmise de la bunici, părinți, către noi. În 1917, dacă nu mă înșel, când Frigider, domnul, a inventat frigiderul, s-au schimbat foarte mult dintre obiceiuri. Noi ne făceam alimente fermentate până atunci. Principala noastră formă de a conserva un aliment era prin fermentare anaerobă sau lactică. Uh-huh. De acolo noi am început să luăm foarte multe obiceiuri rele date de a fi trend, de a fi cool, de a avea acces la conservarea prin frigider, consumul de zahăr, consumul de alimente procesate, uleiuri, etc. În Asia, eu nu am văzut pâine, nu am văzut lactate, nu am văzut zahăr, nu am văzut ciocolată. Cel puțin în sutele de kilometri pe care eu le-am bătut de multe ori la pas. Mm-hmm. Râdeau de mine la restaurant când le cereau, când le ceream la sfârșitul mesii dulciuri. Dar noi nu avem așa ceva. Cum? Mm-hmm. Nu avem dulciuri. Dar ce mănâncă copiilor atunci? Nu au dulciuri. Nu. Deci cel puțin în zona montană, în Judangul ne-am fost, ei nu au dulciuri. Greu am găsit după o lună un fel de prăjiturică din orez fermentat care avea un ușor gust dulceag. Atât. Am cerut unor chinești care, să zic, că făceau afaceri și aduceau turiștilor produse mai greu accesibile în China și le aduceau nouă la mănăstire și le-am cerut insistent să-mi aducă ciocolată. Mi-au adus în final, după vreo două săptămâni, un fel de biscuiți maro, dar nici măcar gust de ciocolată n-aveau. Deci nici măcar nu cunoșteau ciocolata. Așa. Sunt slabi acolo așa cum i-a lăsat Dumnezeu. Ușor crăcănați, că așa e, mm-hmm. așa e nația lor. Și sănătoși. Mm-hmm. Într-un oraș mare, îmi scapă numele lui, că e și greu de pronunțat, cu peste 2 milioane de locuitori, cât m-am plimbat săptămâni întregi, dacă am văzut două persoane, doi bărbați culturiști, deci cu masă musculară dezvoltată. Pur și simplu nu au tradițiile noastre, nu au concepțiile noastre, sunt total în altă lume. Mm-hmm. Vorbind despre energia sexuală și cum aceasta ne cheltuie din energia vitală, aș vrea să vorbim mai mult despre acest subiect, mai ales că spuneai că în momentul în care ai ținut un curs de longevitate, mulți din cei care l-au ascultat au înțeles că este un curs foarte bun, dar le-a fost greu să-l implementeze. Da, e subiect delicat, subiect vast. Sau cum ar trebui să fie, dacă vorbim despre energia sexuală? Cum ar trebui să o menținem astfel? E un pic delicat subiectul, să-l discutăm poate acum. Mm-hmm. Când am fost în China, la mănăstire, practic, am studiat cu călugărul de acolo, dezvoltarea energiei vitale prin meditație, controlul energiei sexuale, energiei vitale, după metoda taoistă, exact cum o practicau călugărilor, sfinților, nemuritorilor. Ideea era că la sfârșitul săptămânilor în care am stat acolo și am făcut școlarizarea respectivă, cu părere de rău a venit la noi, că erau mai multe persoane din diverse colțuri ale lumii și ne-a spus că e ultima dată când mai predau așa ceva, pentru că îmi dau seama că voi sunteți oameni normali, oameni obișnuiți. Ce rost are eu să vă explic cum ar trebui să te izolezi în peșteră? Cum să mănânci aer, apă și atât, ani de zile, până la obținerea nemuririi, așa cum noi înțelegem și cum și voi ați venit să o înțelegeți, când voi sunteți doar simple, normale, umane, aveți familie, vă întoarceți în societate și vă cheltuiți iarăși energia, pentru că așa e mediu. Haide de acum să luăm altă abordare, să înțelegem de fapt longevitatea ca fiind de fapt metoda prin care noi să ne cheltuim energia vitală ca o lumânare mai puțin. Să nu ardem cu o flacără puternică deodată, ci doar să ne consumăm energia vitală tot mai puțin. Asta înseamnă, în primul rând, să nu cheltuim energie vitală. Dacă se poate, să putem să o recuperăm,
Dar cum putem să o conservăm? Prin meditație. Uh-huh. Uh-huh. E, cu cât medităm mai mult, cu cât ne interiorizăm mai mult, cu cât ne aducem simțurile în interior și ne concentrăm, cu atât noi pierdem energie mai puțin. Pentru că se consideră că acolo unde noi avem conștiința, din privire, prin poftă, prin butonatul telefonului sau lucratul la ecran, la distanță, noi de fapt trimitem unde energetice, energie, vitalitate, când ne consumăm din energia noastră, o dăm, o cheltuim în exterior. Și o persoană care este opusul, este interiorizat, meditează, își simte tot timpul respirația, conștiința, gândurile, tot timpul este în el, în templul lui, atunci nu va avea această cheltuială suplimentară. Și când tragi linie după 10-15 ani, vei descoperi că persoana respectivă e mult mai vitală decât celelalte din jur, care sunt angrenate zi de zi într-o poftă nebună, într-o viață nebună de a cheltui. Poftă, mâncare, sex, furie, ură, totul ne scoate în exterior. Noi asta am pierdut. Interacțiunea cu noi. Având în vedere că acum practic fiecare om are un gadget și îl folosește, cineva mai mult, cineva mai puțin, aș vrea să vorbim și despre utilizarea telefoanelor, statul ore în șir în spațiul online. Aș vrea să ne spui cum timpul petrecut acolo în lumea virtuală și mai puțin în lumea reală ne cheltuie din energia vitală și în momentul în care continuăm în același stil, la ce ar putea să aduc acest lucru? E o alienare, practic, individuală, o străinare de noi și de ceilalți. E dificil subiectul, pentru că are și implicații emoționale pentru persoana care este implicată în astfel de activități, dar și implicare energetică, așa cum am spus. Își cheltuie energia și atenția tot timpul acolo, își creează o altă realitate paralelă cu realitatea lui și, din păcate, de multe ori obține satisfacție acolo, în lumea respectivă, și nu mai are satisfacție în lumea reală. Și am cunoscut persoane, copii, care nu sunt nefericite în lumea reală și sunt fericite în lumea jocurilor, în lumea telefonului. Bine, nu e un subiect pe care l-am studiat în profunzime, faptul că se produc modificări la nivelul cortexului, a conexiunilor, a sinapsilor, în momentul în care se face scroll, swipe, etc. Dar e o realitate medicală clară. Poate fi un drog la un moment dat. Da, este. Și cunoscut cazul copilului care se uita pe un ziar și dădea așa cu el și i-a spus tatălui că e stricat, că nu mergea, nu făcea swipe. Uh-huh, uh-huh. Deci cam așa e societatea noastră. Eu lucrez în cadrul programelor cu refacerea florii intestinale. Încerc să aduc flora intestinală a persoanelor care intră în program la o floră cât mai apropiată de, mă refer la lactobacilii în interiorul intestinelor noastre, intestin gros, intestin subțire, la o formă cât mai apropiată de cea nealterată după naștere și eventual, dacă se poate, o floră cât mai apropiată de cea a unor triburi din anumite zone ale lumii, care s-a descoperit că au un profil a florii intestinale nealterat și care îi face să nu aibă patologii pe care noi le avem, noi oamenii moderni. Și între lactobacilii pe care eu îi folosesc în cadrul programului, este un lactobacil reuteri, de exemplu, care în anumite studii s-a administrat unor loturi de studenți în doze masive, deci nu vorba de dozele, a lua o capsulă de lactobacil, ci în doze masive, în lapte fermentat, etc. Și apoi au fost trimiși și respectivii studenți în cafenele de tipul Starbucks să le monitorizeze comportamentul social. Ce s-a observat în momentul în care săptămâni au avut lactobacilii efecte în interiorul corpului lor, cât au fost sub efectul lactobacilor respectiv, efectiv tinerii respectiv nu au avut deloc dorința de a lucra pe telefon, ci toți și-au lăsat telefoanele pe masă și încercau cu plăcere, cu dorință să socializeze cu ceilalți din cafenea. Și s-a văzut că și flora noastră intestinală modificată, pierderea anumitor lactobacili, ne face să fim alienați, să nu mai dorim relații sociale, să fim antisociali, și corectarea florii intestinale ne duce la efectul opus. A avea o relație mult mai bună cu cei din jur și a dori tot mai mult relații sociale. O, noi ne pierdem și flora intestinală prin tratamentele cu antibiotice
pe care le facem, că e la modă să facem tratamente cu antibiotice, prin alimentația noastră pierdem și prin telefon iarăși pierdem o doză foarte importantă din socializare pe care noi avem. E un cumul de factori care nu știu unde să ne ducă în viitor. Mm-hmm. Nu știu, într-o lume virtuală în final. Asta e, da? Nu mi-o doresc. Sunt din ce în ce mai mulți oameni care obosesc foarte rapid. Nu fac eforturi speciale, însă, sau nu neapărat au un job foarte dificil, dar la ora 5, la ora 6 sunt lipsiți de energie, vor să doarmă, nu mai au chef de nimic. Lipsa aceasta de energie pe care o întâlnim din ce în ce la mai multe persoane și chiar foarte frecvent auzim fraza, nu am energie, nu știu ce e cu mine, nu am energie. Ne-am rupt de natură, ne-am rupt de împământarea pe care ar fi trebuit să o avem cu energia vitală, ne-am rupt de copaci, trăim în beton. Betonul cu armat creează o cușcă în jurul nostru care ne ecranează practic de radiațiile Universului. Noi nu mai absorbim energia așa cum ar trebui să o absorbim din natură, din Univers. Mm-hmm. Noi avem nevoie, în mod normal, de energie telurică din pământ, dar avem podea, dușlumea din beton și ne ecranează. Avem nevoie de energie celestă, yang, dinamică, din partea soarelui. Dar noi suntem ecranați în timpul somnului de acoperiș, dacă se poate, din țiglă metalică, care nu e penetrabil pentru radiațiile respective. Doi, e un detaliu energetic. Omul are niște meridiane energetice, sagital, sunt mai multe, o serie de meridiane energetice care se activează exact între ora 9 seara și ora 3 noaptea, cu o singură condiție, dacă e la orizontală. Mm-hmm. Ori câți dintre noi mai dormim de la ora 9 seara? Foarte puțin. Mm-hmm. Ne culcăm, dacă se poate, inclusiv eu am păcatul acesta, că am mult de lucru și mă culc târziu, 12, poate uneori 1. Mm-hmm. Ei, gândiți-vă că pierdem practic între ora 9, ora 12, 1 când ne culcăm, pierdem exact contactul cu energia vitală pe care noi ar trebui să o absorbim din univers. Pentru că noi stăm într-o poziție, nu mai stăm la orizontală, da? Stăm verticali. Canalul nostru este deschis, dar noi nu mai primim energie de la univers. Și atunci nu ne mai alimentăm. Mm-hmm. Alimentația plină de enzime, plină de clorofilă, nu mai avem parte de ea. Apropo, s-au făcut, dacă nu mă înșel eu, o echipă de cercetători din Japonia care a inventat baterie din clorofilă. Știți că clorofila este un element care magazinează energia soarelui. Noi suntem plante cu suflet. Ce frumos spus. Clorofila este extrem de asemănătoare compoziția sângelui. Diferă practic două elemente chimice, între sângele nostru și sângele plantei. S-au făcut studii și s-a demonstrat că dacă o persoană consumă foarte multe sucuri verzi pline de clorofilă, crește nivelul energetic cu 30-40%. Pentru că asimilează foarte ușor energia din clorofilă, o trage în interior ca într-o mini-baterie și o asimilează în energia lui, energia proprie. Și îi va crește vitalitatea lui, vitalitatea generală. Și trei, ajung la subiectul cafea. Ne mascăm oboseala cu cafea. De ce să nu ne dăm șansa? Nu, să nu dăm șansa corpului ca în momentul în care corpul ne spune mi-e somn, nu mai pot, să nu mai iau o cafea în plus, că mai am determinat proiectul, ci pur și simplu să dorm. Că e ora 2, ora 3, bine, acum ținești de când lucresc la servici. Dar dacă mi-e somn la ora 9 seara și trebuie să dorm, atunci dorm. Mm-hmm. Mm-hmm. Într-adevăr, puțin din noi fac aceste lucruri, mai ales când vine vorba de somn. Nu cunosc foarte multe persoane care merg la somn la ora 9 sau după ora 9, cel puțin cam așa. Și ai povestit atât de interesant despre clorofilă încât mi-aș dori să încep și eu de mâine să consum acest lichid, această substanță, cred că ar fi mai corect spus. Vorbind despre emoții și traumatisme, acestea la fel au o legătură foarte strânsă cu bolile care vin în viața noastră și există atât de mulți oameni care își somatizează emoțiile, le țin în interior. Alții din contra sunt foarte expuși, sunt foarte impulsivi, sunt foarte nervoși și agresivi, însă toate astea au impact asupra organismului nostru. Baza oricărui sistem medical din Asia, să știți că e axat pe piramida emoțiilor, așa se numește.
noi suntem văzuți ca o piramidă, în vârf, top. Avem corpul mental, emoțional, apoi corpul energetic, meridiane și apoi corpul fizic. Din păcate, noi în medicina noastră alopată lucrăm doar pe corpul fizic. Dar pierdem din vedere faptul că patologiile noastre pornesc mult mai de sus. Chiar dacă se poate spune la nivel spiritual, apoi mental, emoțional, energetic și fizic. Spunea un profesor de-a meu pe vremuri că noi dacă încercăm să corectăm corpul fizic, e ca și cum am avea la baza unui munte o baltă murdară cu apă murdară cu măl, încercăm să o curățăm, să aducem apă proaspătă, curată, dar nouă ne vine de sus, de la mental și emoțional, apă pe un râu, pe un fir de apă încărcată cu măl. Nu o să putem niciodată să facem curat în balta de jos dacă nu curățăm izvorul, mergem sus la sursă. Și în acest motiv, acupunctura, așa cum am studiat-o eu, în șase energii, a avut un capitol extraordinar de puternic și de important, exact pe lucru cu patologii emoționale și mentale. Subiectul e vast, pentru că fiecare organ are o energie asociată, o emoție purtată timp de luni de zile, duce la modificarea meridianelor, a fluxului de energie pe meridiane și apoi influențează corpul fizic. Practic se somatizează. Boala apare în corpul energetic, în corpul mental, pardon, apare cam cu un an de zile poate, ținută o tensiune emoțională mai mult de 6 luni, 7 luni, 8 luni în pacient, influențează meridianele, ele practic ar fi așa ca o analogie, ca un fir electric, pe ele începe să circule un voltaj care nu e conform cu organul. Vă dau tot un exemplu mai practic. Uh-huh. Un aparat de radio funcționează la un 220-230 de volți, dar în momentul în care am o stare emoțională foarte puternică, pe meridianele care alimentează organul, nu mai circulă 230 de volți, poate 240-260 sau 180 de volți. Ce se întâmplă? Organul rezistă. Dar rezistă o lună, două, trei. Încep să apară fenomene de modificări endocrine, încep să fie sesizabile. La ecograf nu se vede nimic, dar în timp cedează efectiv, ca și cum tranzistorii, condensatorii cedează efectiv sub un voltaj care nu e conform cu specificațiile organului. Mm-hmm. Cam asta e fenomenul explicat așa mai pe înțelesul mm-hmm. omului mm-hmm. normal. Deci somatizarea este extrem de importantă. Mai mult, în timp, dându-mi seama că e atât de important acest subiect, am studiat Recall Healing cu profesorul Gilbert uh-huh. în Canada și teoria constelațiilor. Uh-huh. Sunt niște subiecte extraordinar de puternici, au o conexiune foarte mare inclusiv cu noua medicină germanică. Și mi-am dat seama că cel puțin pe partea de boli inflamatorii, care lucrez și vin foarte multe persoane cu boli inflamatorii la mine, toate persoanele au, de exemplu, traumatisme emoționale dobândite în timpul vieții sau dobândite, primite, practic, ca moștenire informațională de la părinți sau de la bunici. Și toți au, cel puțin pe partea asta de patologii inflamatorii, traumatism de abandon. La abandon mă refer la următoarele situații ipotetice. Divorțul părinților, amenințări de divorț, de tipul nu mai suport, vreau să mă despart odată, copilul primește la nivel subconștient informația, mai târziu, chiar în adolescență, că sunt foarte mulți tineri care dezvoltă patologii articulare, deci dezvoltă patologii articulare pornind de la informația de ruptură primită de la părinți, deci divorț, amenințare de divorț, inclusiv o situație care am văzut-o foarte des și la mine a fost situația respectivă, copil care se îmbolnăvește la 3-4 ani, e o perioadă foarte fragilă și în care este și foarte sugestionabil informațional și este internat. Ok, toată lumea vrea binele, copilul are o patologie gravă, să spunem, are o pneumonie și este internat la 3-4 ani. Dar ce se întâmplă la nivel subconștient? El o percepe ca fiind o ruptură emoțională față de mamă. Mama nu este acolo, nu e disponibilă. Și se mai întâmplă un aspect. Copilul suferă foarte mult și la nivel subconștient ia următorul pattern. De ce să mai fiu atașat în continuare de mama mea? Pentru că oricând o astfel de situație, dacă se va repeta, voi trece prin iarăși pentru un proces de suferință. N-ar fi mai bine să mă închid afectiv de acum față de mamă, în așa fel încât să nu mai fiu vulnerabil?
Fenomenul acesta se întâmplă inclusiv la persoanele care sunt în casele de corecție, în institutele astea orfelinate. Persoanele devin în urma traumatismelor, abuzurilor, a rupturii afective, pentru că nu mai au o figură maternă, paternă, eventual care să împărtășească afecțiune, devin foarte închise afectiv. De ce? Pentru că dacă s-ar deschide, ar primi din plin loviturile emoționale din mediu, la persoane care poate nu le doresc binele. Și atunci copilul care, de exemplu, a fost în spital, când se întoarce, devine închis emoțional și se rupe de mamă. Iar ruptura asta de mamă în viitor dezvoltă patologii, prin somatizare, patologii inflamatorii, la diverse niveluri. În același timp, nu toate persoanele dezvoltă patologii după astfel de traumatisme. Ar însemna că cineva este mai imun emoțional la anumite situații din viață și cineva mai puțin? Sau cum s-ar explica aceste lucruri? Da, este și o formă de maturitate emoțională. De... Este. Se poate vorbi și așa ceva, dar eu vă spun așa. 100% persoanele care au venit, de exemplu, la un program în care am și discutat, am avut măcar o oră de discuții cu ele legate de ce traumatism ai avut de ajuns la patologia respectivă. Toate, 100%, au avut parte de astfel de evenimente nefericite în viață. Și probabil au răspuns prea vulnerabil. Da, toate. Că or fi și alte persoane care au avut parte de astfel de traumatisme și nu le-au somatizat, nu le cunosc că n-au ajuns. Dar de regulă, cine a ajuns, cam... Toți au avut astfel de traumatisme. Inclusiv divorț în timpul vieții, pentru că e o traumatiză de separare. Și ce am putea să facem? Pentru că astfel de situații se întâmplă. Nu e ca și cum nu se pot întâmpla. Exemplu cu copilul care s-a îmbolnăvit, e spre binele lui să ajungă la spital. În momentul în care doi oameni divorțează, așa a fost să fie. Da. S-au înțeles la un moment dat. La un moment dat drumurile lor s-au despărțit. Situații din astea se vor întâmpla și se întâmplă în viața noastră. Cum să învățăm să răspundem cât se poate de în siguranță și cât se poate de sănătos pentru mintea noastră și pentru corpul nostru? E un pic mai complicat pentru că sunt foarte multe tehnici în funcție de școala de psihanaliză sau școala efectiv de care lucrează cu astfel de patologii. În general, ține foarte mult de gestionarea momentului. Cum se gestionează momentul divorțului? Cum se gestionează momentul în care mama, de exemplu, urmează să dea naștere unui copil și pleacă pentru 2 săptămâni de acasă, iar copilul care rămâne acasă are poate 3 ani. Iar el o percepe ca o pierdere. Deci contează ce îi spun, ce îi transmit, cum îl învălui eventual cu iubire sau cu afecțiune în momentul în care a venit, în așa fel încât eventual să-i repar rana care o are. Sunt foarte delicate momentele astea. Dar dacă rău s-a făcut, s-a produs, în funcție de școală sunt mai multe metode. Una dintre ele și foarte puternică este tehnica Ho'oponopono. E tehnica hawaiană, de universală, e foarte asemănătoare cu rugăciunea creștină. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miliește-mă pe mine păcătosul. Dar aceasta creștină e mai greu aplicabilă în condițiile în care pacient poate să fie și un hindus și un evreu și, și nu toți acceptă deschiderea a lucra cu starea de, indusă de rugăciunea creștină. Și atunci... universal valabil în foarte multe școli din lume, s-a impus. S-a văzut ca valoare, că dă rezultate foarte bune, exact tehnica aceasta hawaiană de care vă spuneam. E foarte simplă, se găsesc foarte multe informații pe internet. În esență e vorba de 4 cuvinte, aproape 4 cuvinte, 4 expresii, ca o mantră. Îmi pare rău, iartă-mă, te iubesc, mulțumesc și atât. Și implică vizualizarea, deci persoana care lucrează cu ea se retrage și vizualizează o persoană cu care a avut traumatism, care a avut conflict, vizualizează un eveniment, un eveniment traumatizant din trecut, vizualizează o persoană care chiar nu mai este în viața ei, ori că a decedat, ori că a plecat departe. Pentru că informațiile acestea, în copilărie, sunt transgeneraționale, se moștenesc. Informațiile acestea de regulă se bagă cu preșul, de desubt, se ascund, se maschează și mai are corpul un mecanism foarte puternic de a le ascunde și de a refuza să le aducă la suprafață, de multe ori chiar prin amnezie. Când încercam să discut cu... Bine, am întâlnit și cazuri mai grave, mai de exemplu de viol.
Și încercam să scot, să scormonesc. Nu, subiectul ăla, haideți să nu-l discutăm. Păi nu merge așa. Cât e de dureros, acolo e buba, acolo trebuie să atingem. Haideți să încercăm. Nu, refuz. Mai pe față, mai direct sau indirect, refuza. Dar acolo este, cum se spune, putregaiul. Acolo e boala, acolo e tensiune emoțională care din momentul în care și-a făcut loc în subconștient, ne modulează tot comportamentul nostru, inclusiv relațiile cu viitorii parteneri. Atragem parteneri conform cu experiențele noastre și traumatismele anterioare pe care le-am avut. Dacă noi am avut o copilărie nefericită, dacă am avut, de exemplu, un tată abuzator, ori alcoolic, noi atragem un soț alcoolic. Dacă am avut o mamă dominantă, la nivel subconștient purtăm o formă de ură, de supărare față de genul feminin care se comportă așa, nu avem rana respectivă vindecată și toate femeile din viața noastră, indiferent că se concretizează în căsătorie sau doar relație pasageră, toate poartă tiparul mamei care a fost abuzatoare. Și nu se poate rupe bucla aceasta, circuitul acesta, până când nu lucrăm cu noi și încercăm să ne vindecăm momentul, traumatismul, relația cu persoana, în așa fel încât noi să ne vindecăm rana și descoperim brusc că unul s-ar putea să rupe relația cu persoana actuală care e și ea abuzatoare, pur și simplu nu mai avem relații cu, nu mai avem atragere vis-a-vis de ea. De ce? Pentru că ea nu mai e o lecție pentru noi. Noi ne-am vindecat relația, de exemplu, cu mama noastră abuzatoare, iar actuala relație, care să zicem că e abuzatoare, da? Nu-și mai găsește rolul în viața noastră. Și brusc se rupe relația. Și de ce se întâmplă în următoarea relație? Următoarea relație vine total altă persoană. Persoana care, într-adevăr, te apreciază și e apreciată pentru valoarea ei și nu pentru rolul în a vă vindeca sau a vă învăța anumite reguli de viață. Dar tehnica de bază cu care se lucrează e aceasta. Eu cel puțin pe asta o folosesc, din Ho'oponopono, meditația aceasta pe eveniment, pe persoană. Tehnica e destul de sofisticată, e complicată, se face săptămâni întregi, seara de seară. Îmi pare rău, iartă-mă, te iubesc, mulțumesc. Cu plâns, cu descărcare, cu catarsis, cu stare de vomă de multe ori. Gândiți-vă cum e să-i spuneți unei persoane, imaginează-ți abuzatorul tău îmbrăcat la maieu, pentru că așa e regula, cu umărul dezgolit, du-te la el și strânge-l în brațe și spune în minte, îmi pare rău, iartă-mă. Deci apare stare organică de vomă. Da, e foarte provocator. Da, e o somatizare pudă și spune. Dar de ce eu să-i spun, iartă-mă, îmi pare rău, când el m-a bătut, el m-a abuzat la orfelinat, de exemplu. De ce eu? El mi-a greșit mie. Așa. E foarte important, pentru că de regulă, în momentul în care eu îi spun unei persoane, vizualizându-o sau în față, te iert. De fapt, eu la nivel subconștient, eu consider că ego-ul meu e peste ego-ului, menține ego-ul la o cotă înaltă, consider că tu ai greșit, tu ai fost abuzatorul meu, eu te iert din mărinimia mea, din puterea mea, dar la nivel subconștient, eu de fapt nu repar relația. Și s-a descoperit în școlile acestea de psihanaliză că eu trebuie să mă cobor cu ego-ul de desubt, să fiu practic indus într-o stare chiar de smerenie. Și singura formă prin care pot să invoc smerenie este, îmi pare rău, iartă-mă, tu pe mine, chiar dacă tu mi-ai fost mie abuzator. Și doar în momentul respectiv se întâmplă ceva, se rup legături, persoana într-adevăr e eliberată. Și cunosc persoane care după ce au lucrat săptămâni, au reușit să se angajeze. Nu puteau să poarte o discuție coerentă cu un angajator. Era frică de el ca fiind bărbat. Și stăteau la angajare așa. Nu puteau. Cine angajează o astfel de persoană? Cunosc persoane care au ieșit după aia, chiar din Iași, care au ieșit în piața aici și spuneau că îmi vine acum să îmbrățișez toată lumea. M-am rugat, am reușit să-mi iert, să mă împac cu abuzatorul meu din copilărie și acum când ies în piață, în loc public, încep să simt iubire și afecțiune parcă pentru toate persoanele. Iar înainte, ani de zile, mi-era frică. Nu mă puteam uita în ochii oamenilor. Nu toleram bărbați lângă mine. Toți bărbații din viața mea erau abuzatori pentru mine. Acum, efectiv, sunt eliberată. Și și-au schimbat viața. Deci, în momentul în care învățăm să iertăm, ne curățim, dar iertarea ar presupune și o doză de orgoliu, de care la fel trebuie să ne curățim. Trebuie scăpat. Da. Ce face orgoliu în viața noastră?
Oh, multe lucruri rele. Așa. În primul rând, avem nevoie de smerenie. În momentul în care ai smerenie, nu ai judecată, că nu ai judecată, poți să iubești cu adevărat. Când ai orgoliu, ești cu un pas deasupra. Nu mai poți să mai ierți, nu te poți rupe. Nu poți să lași trecutul dacă ai orgoliu. Pentru că tot timpul va fi acel pitic care spune, nu, tu ai avut dreptate. Tu ai avut dreptate. De ce să lași de la tine? Pentru că el ți-a greșit. Dar în momentul în care reușești să te cobori prin smerenie, exact cum e în creștinism sau în tehnica aceasta hawaiană, și spui, îmi pare rău, iartă-mă. Te iubești și mulțumesc pentru ceea ce s-a întâmplat. Și aici e o cheie. Doar în momentul ăla se rup relațiile respective. Sunt școli de psihanaliză care consideră că se creează niște stringuri energetice între un abuzator și noi cei abuzați. Și prin respectivele stringuri energetice, corzi energetice, noi suntem practic devitalizați. Ni se trage niște suge energie zi de zi. La fiecare gând al nostru negativ față de persoana respectivă, care ne-a făcut rău în trecut, care s-a purtat așa și așa cu noi, noi de fapt mai pierdem energie pe firul respectiv. Și noi nu ne putem rupe legăturile, corzile respective energetice, decât iertând persoana și rupându-ne practic în forma aceasta de ea. E subiectiv deci, foarte timp cât foarte mai avem o ură, ciudă sau am o anumită încărcătură emoțională negativă față de o persoană, lucrul ăsta tot timpul va lucra împotriva noastră. Putem o piatră de moară, o greutate care nu ne lasă să ne dezvoltăm. Noi suntem condiționați emoțional și prin evenimente de ceea ce s-a întâmplat în trecut. Ruperea asta, da, se realizează greu, dar e de foarte, foarte mare importanță. Și Și îl ajută nu pe cel pe care îl iertăm, dar pe noi ne ajută. Da, și pe cel pe care îl iertăm. Am un caz, de exemplu, în practică, soț-soție, urmau să se ducă la notar să facă o despărțire amiabilă, un divorț amiabil. Și s-au dus la prima înfățișare, au fost la prima înfățișare, i-au pus să semneze, să redacteze actul și în ziua aceea, tânărul respectiv a venit la mine și a discutat cu mine. Și am explicat tehnica respectivă de rugăciune, Ho'oponopono. Și a lucrat pe soția lui, era soție, nu erau divorțați, a lucrat în seara respectivă. Când s-a dus a doua zi la notar să semneze actele definitive, adică uitați, astea au fost actele, le-am revizuit, e ok, v-ați gândit, le semnăm, soția a pus mâna pe mână și a spus, îmi pare rău, astea văd altfel, nu vreau. Teoria spune că noi influențăm pe modul nostru de a simți și modul nostru de a vibra persoanele din jur și evenimentele pe sute de kilometri. Dacă persoana respectivă s-a armonizat, vorbesc de soțul respectiv, s-a armonizat cu el, relația cu Dumnezeu, și-a cerut iertare prin tehnica respectivă față de soție, chiar dacă poate el a greșit soției sau soția a greșit lui, dar și-a cerut iertare, se întâmplă ceva la ambele capete ale firului, în așa fel încât a doua zi soția, după cum vă spuneam, mi-a pus mâna pe mână și a spus, nu, hai să mai treacă timpul un pic, hai să mai vedem. Poate mai avem o șansă. Și nu s-au despărțit. Foarte interesant. Aș vrea să vorbim și despre acupunctura Mason, pentru că e o formă de lifting facial, e o metodă de întinerire și nu presupune varianta cu care ne-am obișnuit, injectări cu botox sau cu toxină botulinică sau injectări cu acid sau mai rău lifting facial chirurgical, ci presupune o metodă cu ace. Așa. E la granița dintre invaziv și non-invaziv, dar oricum e net superioară. E o metodă într-adevăr mai de lux. Sunt niște costuri, implică niște costuri mai mari. E de sorginte iarăși asiatică. A fost practic inventată și practicată extensiv în curțile imperiale din Japonia și din China, unde țitoarea sau concubina împăratului trebuia să arate foarte bine și să stârnească interesul împăratului, pentru că dacă nu își pierdea poziția, venea alta mai tânără și își pierdea și locul și cădea în disgrație. Și acolo, practic, au fost inventate foarte, foarte multe metode de întinerire, de creșterea vitalității, să arate cât mai bine persoana, în așa fel încât să fie cât mai mult timp pe poziția pe care o are. Și de acolo, practic, ne vine acupunctura Meizen, după denumire, practic, din Japonia. E o acupunctură care
pune în echilibru meridianele din organism în așa fel încât noi pe față să fim expresia unui corp, a unui metabolism bun, să avem un ten radiant, o expresie frumoasă, luminoasă, o culoare bună. Și pe de altă parte se lucrează și pe linii de rid, mai adânci sau mai fine, cu ace de acupunctură. Se stimulează prin înțepătura respectivă microcirculația locală, se produc într-adevăr și microleziuni care stimulează după aia prin refacere colagenul și alți factori de refacere celulară. Rezultatul este un lifting considerat chiar comparabil cu botoxul din tratamentele uzuale. Dar la noi în țară, din câte știu, ar fi parcă vreo două clinici care practică. Nu știu dacă una la București, vă spuneam una la începutul discuției noastre, poate una prin vest. E destul de costisitoare, dar nu oricine se duce la așa ceva. Însă mai e o problemă. Până când nu avem o alimentație și o hidratare corectă și bună, nu prea am ce să radiez. Mm-hmm. Vin foarte multe persoane cu obezitate, nu știu, poate morbidă, poate cu ficat care e suferind. Și fiecare din aceste organe, că e ficat, că e pancreas, stomac, dă o anumită culoare, o anumită tentă pe piele care se vede. Un ochi de specialist vede imediat. Ai ficatul obosit, încărcat, o culoare verzuie, maronie, colțurile gurii sunt maronii, poate, la vezica biliară. Mm-hmm. Nu pot să fac să-ți aplic o mască efectiv facială, să arăți perfect atât timp cât ai organele în suferință. Trebuie să lucrăm și prin alimentație, prin hidratare. Mm-hmm. E un ansamblu. Deci pastila magică nu există. Nu prea există, nu. Da, mm-hmm. la nivel de riduri, de a ridica pielea, se lucrează și perfect. Da. Am nevoie de strălucirea aia din ochi, din interior, tenul să fie radiant. Când am dat un search pe Google despre acupunctura Meizen, ai apărut doar tu. De ce se practică atât de puțin această tehnică, fiind eficientă? Chiar dacă este o tehnică scumpă, oricum, și liftingul facial chirurgical este scump. Da. Am fost singura persoană care a practicat-o câțiva ani în România și singura persoană care a predat-o. Așa cum am predat și cursurile de acupunctură, 6 energii, sistem daoist, până la coate și până la genunchi. Și probabil din acest motiv am e apărut singurul. E una complicată sau? Nu, e din potrivă, e o formă de acupunctură simplă, consider eu simplă, dar fiind totul de sorginte japoneză, aici cred că e problema. Școala de acupunctură din care provin 6 energii e singura școală care practic s-a dezvoltat în România. Sunt destul de puțini medici care practică astfel de acupunctură, iar acupunctura Meizen are oarecum aceleași baze. În general, la noi în România și în Europa se practică sistemul de acupunctură chinez. Uh-huh. Și sistemul de acupunctură chinez nu prea e compatibil cu acupunctura Meizen. E un pic bazat pe alte forme de terapie. Un pic. Și probabil în motivul acesta nu prea mai sunt practicanți de acupunctură Meizen. Dar sunt pentru acupunctură facială, mai sunt care mai lucrează. La modul general, se pun ace în lungul liniei de rid pentru stimularea colagenului și restructurare, practic, a ridica toată structura facială. Îmi spuneai că nu ești medic conform legislației actuale. Și ai și ales inițial să faci facultatea de medicină. Iași, intrat, da. Dar ai renunțat și ai apucat o altă cale, aceasta despre care am vorbit practic astăzi atât de mult. E un subiect mai delicat, într-adevăr, la anii respectivi, acum mult timp, nu știu când am intrat la medicină, eram deja specialist, sau haideți ca să spun așa, eram maestru în acupunctură coreană. Uh-huh. Și înțelegerea pe care eu aveam asupra patologiilor, asupra fenomenelor pe care le vedeam în orele de practică, etc., nu se mulau practic pe principiile mele. Și a fost o luptă internă cu mine, a fost o nemulțumire profundă, nu am vrut doar medicina alopată, eu am zis că eu consider că sunt mai bine făcut, mă pot mula mai bine pe partea de medicină convenit? Tradițională. Doar a vedea pacientul doar ca celulă, mm-hmm. os, carne, mm-hmm. Biochimie fizică, nu a rezonat cu mine. Eu am văzut întotdeauna, probabil având și studiile respective, corp emoțional, mental, energetic și apoi, în ultimă instanță, corpul fizic.
De aici a derivat totul. De ce medicina nu recunoaște inclusiv partea energetică, partea spirituală a corpului uman? E o istorie lungă, nu, e foarte mult de discutat. Mm-hmm. Nu am impresia. Așa a fost o tradiție. A fost impusă, mm-hmm. n-a fost impusă. În final, cu asta asta am moștenit, cam cu asta defilăm. Nu e tradiția noastră, din păcate. Da, sunt alte țări unde poate e mai bine văzută acupunctura, sunt colegii de acupunctură, facultăți, universități. Mm-hmm. Așa a fost dat în România să fie. Mm-hmm. Mă depășește, sau nu e de competența mea să mă explic. Mm-hmm. Să mă explic. Care este filozofia vieții tale? Cum vezi viața? Cine v-a învățat să puneți întrebări așa de grele? Sau care sunt principiile care te ghidează în viață? Greu, complicat. Complicat pentru că m-a modelat continuu. Viața e într-o dinamică continuă. Și, din păcate, pe noi ne modelează suferința, traumatismele de care am discutat. Da, aș vrea să am... Haideți să încep de la alt lucru. Uh-huh. În discuția de la început vă spuneam că sunt licențiat în drept, în științe juridice. Așa. Principiile care eu le-am primit în copilărie au fost niște principii bazate pe putere, pe puterea individuală, pe influență, pentru că foarte mulți ani am fost școlit, am avut ca mentor practic o personalitate foarte, foarte puternică din fostul Partid Comunist înainte de Revoluție, un membru de stat și de partid foarte puternic și el mi-a fost practic ca un tată sau ca un al doilea tată, pot să spun, care a avut grijă de mine și efectiv făceam ore, școală, lecții cu el și trăgeam ca un burete tot ce însemna personalitatea lui. Când am tras linie, înainte de a merge la facultate, eu am concluzionat că vreau dreptul. Vreau putere. Asta însemna pentru mine. Însemna putere, influență. Dar viața mi-a demonstrat că Dumnezeu are, de fapt, alte planuri cu noi. De multe ori știți cum se spune, că râde de planurile pe care le face și m-a dus treptat, așa m-a direcționat din eveniment în eveniment, din boală în boală, din suferință în suferință. M-a plimbat până în punctul în care eu vreau să fac medicină, vreau să ajut alți oameni. Am practicat vreo 2 ani în juridic și am rămas cu un gust amar, foarte puternic. Nu mi-a plăcut, pentru că mi-am dat seama în tribunal că e foarte multă ură, foarte multă supărare, foarte multă tristețe. Într-un anumit punct, da, pot să o asimilez și cu tristețea într-un spital, de supărarea, dar acolo îți vine să ajuți un om. Pe când în tribunal era ură, om contra om. În tribunal ajung oamenii care n-au putut să se împace. Exact. Ajung doar conflictele. Și veneam epuizat acasă. Mm-hmm. Nu mi-a plăcut. Și în paralel, am făcut în paralel facultate de drept și deja începusem facultate de acupunctură. Deci în paralel am făcut studiile medicale și mi-am dat seama că nu. Dacă e vorba de o filozofie de viață, de a ajuta omul, de a te conecta practic cu sursa, de a simți o anumită iubire, o anumită iubire universală, de a trăi altfel viața și nu prin prisma supărării, a suferinței, a ranchiunii. Da, am zis că eu vreau să fac altceva. Și practic de acolo a pornit totul. Cât de important este să ne ascultăm propriul corp? Pentru că și el vorbește de multe ori prin anumite semne. Da, dar vedeți că subiectul ăsta mi se ridică la fileu foarte des și îmi spune, domnul Gamne, asta îmi spune să nu mai mănânc lactate, zahăr, pâine. Dar mie corpul îmi cere. Și eu sunt adeptul să las corpului să-și ia... Da, dar te-ai gândit că paraziții pot să-ți dicteze poftele? Te-ai gândit că o floră intestinală modificată la extrem, în rău, poate să-ți dicteze poftele? Te-ai gândit că o stare emoțională, de frustrare, de exemplu, după ora 8-9 seara te face să faci cărare efectiv între canapea cu telecomanda în mână, poate la Netflix și până la frigider? Și atunci ce înseamnă? Să cădem pradă poftelor? Și omul cu poftele mele. Dar fiecare om are demonii lui. Mm-hmm. Noroc de soție și mulțumesc. Mă temperează, pentru că sunt o persoană pofticioasă și nu sunt, în general, bolile inflamatorii sunt denumite boala focului intern și bolile oamenilor pofticioși.
Dar dacă ar fi să cădem pradă poftelor pe care ne le dictează aceste condiții, unde am ajunge? Trebuie să ne înfrânăm un pic. Deci nu prea sunt adeptul a da frâu acestor pofte, acestor cerințe, dar, într-adevăr, trebuie să am procesul acesta de introspecție, de a mă întoarce către mine și de a mă analiza. Poate am descoperit o poftă, dar am dat seama că eu sunt aici ca esență, aici, iar pofta aici, eu nu mă identific cu ea, o las să treacă. Oare pofta este inclusiv un rezultat a obiceiurilor proaste? Da. Da, este. Fiindcă dacă vorbim despre cafea, despre dulciuri, dacă vorbim despre alcool, dacă vorbim despre fumat, sunt niște obiceiuri. Nu ți-ai dorit din prima asta. Ți-ai format un sistem, ai făcut acest lucru în mod frecvent, după care organismul, cum spunem noi, cere. Da. Dar noi l-am învățat să facă ceva. E vorba de dependență. Suntem dependenți. Știți care e cea mai mare dependență? Sau care e substanța după care noi suntem, până în pânzele albe suntem dependenți? Gustul dulce, zahăr. Uh-huh. E singurul drog legal la ora actuală, acceptat pe piață. Și am stat de multe ori și m-am gândit de ce ar mai și rafinăm, că ne dă și mai mare dependență. Zahărul este. Da. Și într-adevăr, dependența aceasta se șlefuiește, se întărește de la o zi la alta. E o dependență chimică, în final, de multe ori. Și emoțională, dar și chimică. Se mai spune, am citit într-un articol, că oamenii care iubesc să mănânce mult dulce sunt cei cărora le lipsește iubirea, le lipsește dragostea. Da. Respectiv, ei astfel compensează. Exact, fie exact, nu iubesc ei suficient, fie nu sunt iubiți ei. Parcă ați fost la lecție la Academia la Moscova, când exact așa mi se spunea. Când venea o persoană cu dependență, indiferent că e dependența de alcool, drogodependență, cafea, etc., de o substanță, se analiza profilul emoțional al persoanei și se descoperea o energie din totalul celor 6 energii, care e vorba de energia arșiței și a căldurii, o energie fundamentală. Ele sunt expresia fix a stării de satisfacție a persoanei. Persoana care are nivelul satisfacției scăzut în corp nu are plăcere de a trăi, nu are bucurie, înțelegeți unde care e calea, cere să compenseze la nivel energetic și chimic și informațional lipsa respectivă de energie. Și atunci unde găsește? În drog. Alcoolul e de energie arșiței. Nu degeaba merge foarte bine pe compensarea lipsei de satisfacție. Alcoolul e energie arșiței. Cafeaua iarăși compensează. Drogurile sunt de energie arșiței. S-au potrivit la fix. Cu frustrarea, insatisfacția, lipsa a ceva nu ne mai împlinește. Daniel, noi îți mulțumim pentru această discuție și pentru că ai fost protagonistul acestui interviu de podcast și te mai așteptăm cu mare drag și la alte episoade, pentru că am toată siguranța și încrederea că putem aborda și alte subiecte pentru care poate astăzi nu ne-a ajuns suficient timp. Mulțumesc tare mult, mulțumesc! Cu mare drag. Aici se încheie episodul nostru de astăzi de Podcast BZI. Noi ne revedem și la alte ediții cu oameni interesanți, cu oameni care ne pot inspira și au ce spune. La revedere!